putem începe. Aș vrea să prezint câteva elemente legate de bilanțul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, referitor la închiderea anului 2021, câteva elemente principale. Provocarea principală pentru Ministerul Dezvoltării și pentru Ministrul Dezvoltării în anul 2021 a fost absorpția fondurilor europene. Un subiect despre care am discutat mai puțin, dar pentru care am muncit mai mult, pentru că suntem autoritatea de management pe programul operațional regional și în care ținta de absorpție pe 2021 a fost de 950 de milioane de euro, adică aceasta este suma pe care trebuia să o atingem pentru a nu avea dezangajare din partea Comisiei Europene. Am închis anul 2021 cu o țintă de coabsorție de 1,02 miliarde de euro, adică am depășit ținta de absorpție cu 52 de milioane de euro și astfel programul merge înainte. La toate celelalte programe de finanțare europeană, care sunt cu finanțări mai mici, că vorbim de programe de cooperare teritorială sau programul operațional capacitate administrativă, țintele de absorpție au fost atinse de către autoritatea de management care funcționează în cadrul Ministerului Dezvoltării. De ce este atât de importantă această absorpție și atingerea țintei? Pentru că aici sunt practic acele investiții, acele programe de investiții care zilnic se transformă în ceva. Nu vorbim despre un program viitor, vorbim despre programe care sunt în curs de derulare, execuții de lucrări care sunt în curs de derulare și care, dacă sunt absorbite fondurile europene, acestea se predau beneficiarului și practic aduc dezvoltare întregii țări. Un al doilea aspect important pe care l-am urmărit este acea atribuție care este a Ministerului Dezvoltării legat de dezvoltarea teritorială a țării. Și în primul rând aici echilibrarea finanțării și realizarea unei coeziuni teritoriale mai bune. Pentru prima dată în 2021 s-au creionat 4 programe de investiții care au urmărit acest deziderat. În primul rând, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Ministerul Dezvoltării va gestiona 2 mari fonduri, fondul local și fondul renovării. În fondul local, care are o valoare de 2,1 miliarde de euro, fiecare unitate administrativ-teritorială are prealocată o sumă indiferent de mărimea acestea, pe fiecare categorie de UAT. Adică la nivel de comună, în jur de 270.000 de euro, la nivel de orașe, 2,5 milioane de euro, la nivel de municipii altele decât reședințele de județ, 3,6 milioane de euro pe fiecare UAT, la nivel de municipiu reședință de județ, 10,6 milioane de euro pe fiecare municipiu reședință de județ, indiferent de numărul populației și de mărimea acestei reședințe de județ. Asta înseamnă că am luat în considerare necesitatea unei echilibrări în finanțare. UAT-urile mai mici ca și număr de persoane au aceeași finanțare ca și UAT-urile mai mari pentru a putea recupera din nivelul de dezvoltare teritorială câteodată mai redus față de alte UAT-uri. La fondul renovării, care privește programe de investiții de eficientizare energetică a clădirilor, că sunt clădiri publice, că sunt clădiri multietajate, adică blocuri de locuințe, valoarea fondului este de 2,17 miliarde de euro și aici vor fi luate în considerare finanțări prealocate pe județe, adică se va asigura un echilibru la nivelul țării, din toate județele să avem finanțări asigurate pentru acest tip de investiție. Programul Național de Investiții Anghel Salini.
prevede finanțarea cel puțin unui proiect eligibil pentru fiecare UAT care a depus cerere de finanțare, astfel că fiecare comună, dacă a depus proiect eligibil, are o finanțare asigurată de cel puțin 4 milioane de lei, fiecare oraș de 7 milioane de lei, fiecare municipiu altul decât reședințe de județ 10 milioane de lei, municipiu reședință de județ 43 de milioane de lei, fiecare județ 140 de milioane de lei. Asta înseamnă că cele care în interiorul aceleași categorii sunt mai mici vor beneficia, din start beneficiază de acea sumă prealocată dacă au proiect eligibil, ceea ce iarăși asigură o reechilibrare a finanțării și o dezvoltare teritorială care ia în considerare această necesitate de coeziune. Au mai fost două programe de finanțări derulate prin Ministerul Dezvoltării și aprobate de către Guvern. Două hotărâri de guvern pe aceeași temă referitor la finanțarea instituțiilor de cultură descentralizate, aflate în subordinea Consiliului Județean respectiv primăriilor, pe baza cărora s-au alocat pentru 66 de teatre, opere și filarmonici din întreaga țară, o sumă totală de 266,3 milioane de lei, asigurându-se astfel o finanțare, o echilibrare a finanțării instituțiilor de cultură, având în vedere că o parte însemnată de instituții de cultură sunt în finanțarea directă a Ministerului Culturii și pentru acestea autoritățile locale din județele respective nu erau obligate să participe cu finanțări, ceea ce înseamnă că la unele instituții de cultură, la cele 66, finanțarea venea exclusiv din partea autorităților locale. Acum a venit guvernul și a echilibrat această finanțare pentru a finanța și instituții de cultură mai mici, de a acorda finanțări pentru autoritățile locale. Nu în ultimul rând, finanțarea aeroporturilor regionale din subordinea Consiliului Județene. La sfârșitul anului trecut, după ce am primit și aprobarea Comisiei Europene, fiind vorba de o măsură de sprijin care parțial este ajutor de stat, am promovat proiectul de hotărâre de guvern prin care au fost acordate finanțări pentru cele 12 aeroporturi regionale din subordinea Consiliului Județene și pentru prima dată s-au alocat finanțări și pentru aeroporturile mai mici cu pasageri, cu număr de pasageri sub 200.000 de pasageri pe an, astfel încât și acestea care au fost la fel de mult afectate sau poate chiar mai mult afectate decât aeroporturile mai mari de situația pandemică să aibă o finanțare asigurată. Deci toate aceste măsuri au avut în vedere această necesitate de dezvoltare teritorială și de coeziune teritorială și de finanțare echilibrată în țară. În ceea ce privește bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, bugetul inițial aprobat pe 2021 a fost de 7,15 miliarde de lei. Bugetul executat cu care se închide execuția bugetară a Ministerului este de 9,55 miliarde de lei. Anul acesta, așa cum am preconizat încă anul trecut, am spus atunci la aprobarea bugetului, că nivelul bugetului inițial va crește, fiind vorba despre un minister care are cu preponderență execuție bugetară pe partea de investiții. Anul acesta, bugetul inițial al Ministerului Dezvoltării este de 7,72 de miliarde de lei. Preconizăm că, în mod cert, anul acesta va fi la fel o execuție bugetară cu o sumă mai ridicată decât acest buget inițial. Probabil la finele anului execuția bugetară va depăși suma de 10 miliarde de lei. În ceea ce privește partea de investiții, v-aș da câteva cifre. Indicatorii pentru principalele programe de investiții derulate de minister prin Compania Națională de Investiții sunt în creștere. În anul 2021 au fost aprobate 432 de investiții în valoare de 6,87 de miliarde de lei,
ceea ce înseamnă o creștere de 32% față de anul 2020. 975 de obiective contractate în valoare de 9,1 miliarde de lei, în creștere cu 82% față de 2020. Și au fost 849 de proceduri de achiziție publică în valoare de 6,3 miliarde de lei, care iarăși este o creștere cu 35% față de anul 2020. În ceea ce privește Agenția Națională de Locuințe, în anul 2021 s-au recepționat în total 751 de locuințe, față de 464 în 2020, o creștere de 61%. Din cele 751 de locuințe, 583 sunt pentru tineri, 21 pentru comunitățile de romi și 147 sunt locuințe de serviciu. Am vorbit anul trecut foarte mult despre un program nou de construcții, Programul Național de Construcție de Creșe, pe care l-am urmărit de la începutul mandatului de Ministru al Dezvoltării. Este un deziderat important pentru comunitățile locale și pentru familii, evident, care își doresc copii sau au deja copii, de a avea infrastructura necesară la nivel de învățământ antepreșcolar de creșe. Aici vorbim de un program complet nou, care a început practic printr-o parte tehnică, pentru că trebuia să aprobăm un normativ nou de construcție pe creșe, cel anterior fiind în vigoare de aproape 20 de ani și fiind și perimat. De asemenea, în urma acestui normativ de construcții s-au elaborat cele trei studii de fezabilitate pe cele trei tipuri de proiecte de creșe, creșe mici, creșe medii, creșe mari, cu 40 de locuri, 60-70 de locuri, respectiv 100-110 locuri disponibile. După aprobarea acestora s-a trecut la faza în care municipiile și municipiile reședință de județ au putut depune solicitări pentru a intra în acest program național de investiții de construcție de creșe. Astăzi avem 53 de asemenea de investiții cu documentație aprobată, din care 23 sunt în diferite stadii de achiziție, de procedură de achiziție publică. La finalul lunii ianuarie vom finaliza analiza pe nivelul, pe segmentul de solicitări de orașe și comune, urmând ca în luna februarie să aprobăm noi investiții și la acest nivel, evident și pe partea de municipii, cum vin documentele necesare din partea OAT-urilor, vom promova în continuare asemenea investiții pe care le considerăm absolut necesare. Ceea ce privește partea legislativă, aș exemplifica cu trei proiecte legislative care au fost promovate de către Ministerul Dezvoltării. Aveam o problemă legată de prețul locuințelor pentru tineri, la vânzarea acestora către tineri, având în vedere creșterea pe segmentul de construcții din 2020, prețul locuințelor, prețul de vânzare a locuințelor pentru tineri practic a explodat, a crescut cu 70-80% în 2020. Am reglementat printr-o ordonanță de urgență și apoi prin hotărâre de guvern unele metodologice, astfel încât astăzi prețul locuințelor pentru tineri este va în apropierea prețului din 2019. Este o măsură, dacă vreți, de sprijin pentru categoria tânără de populație. De asemenea, am soluționat creșterea prețului materialelor de construcție prin ordonanța Guvernului 15 pe 2021, care a și fost aprobată între timp în Parlament cu modificările necesare, astfel încât am putut încheia pe programele de investiții ale Ministerului o actă adițională în valoare de peste 2 miliarde de lei pentru a nu opri aceste investiții care era un risc de oprire datorită creșterii prețului materialelor de construcție. Nu în ultimul rând, la sfârșitul anului trecut, am organizat, după câțiva ani buni în care nu s-a făcut acest lucru,
examenele de experți și verificatori în construcții, în urma cărora nu s-a închis încă procedura de verificare a contestaților, dar ceea ce știm în mod sigur este acela că față de 5202 experți și verificatori pe care i-am avut înainte de acest examen, vom avea în mod cert în plus încă 60 de experți și 560 de verificatori, adică în urma acestui examen vom crește cu 12% numărul acestora. Acest examen, pe baza ordinului de ministru dat anul trecut, care a prevăzut un regulament cu totul nou și o procedură cu totul alta, cu test grilă, fără probă orală și cu câteva noutăți, inclusiv legat de faptul că acesta s-a organizat în toată țara, în marile centre universitare tehnice, și mulțumesc universităților pentru sprijin. Acest examen se va organiza anul acesta conform regulamentului aprobat de două ori, în prima jumătate a anului și respectiv în a doua jumătate a anului, astfel încât să intrăm într-o cadență normală de profesionalism și să nu mai avem aceste lipsuri de ani de zile în care nu s-a organizat acest examen. Evident că sunt și nemulțumiri ale ministrului, care sunt legate de trei aspecte pe care le voi urmări anul acesta cu prioritate. În primul rând, Ministerul Dezvoltării are atributul de coordonator al procesului de descentralizare. Din păcate, în 2021 am avut un singur minister, Ministerul Tineretului și Sportului, care a întocmit un proiect de lege de descentralizare sectorială pe acest domeniu, de fapt pe cele două, tineret și sport, care a fost în transparență decizională. Categoric ne dorim ca acest proces de descentralizare în 2022 să ia un alt avânt și vom insista la ministerele de linie pentru acest lucru. Proiectul de lege privind programul de consolidare de risc seismic nu a parcurs încă circuitul de avizare interministerială. Am vorbit despre acest subiect destul de mult anul trecut. Avem nevoie de un program cu niște principii și criterii cu totul noi, pentru că cel aflat în vigoare este din 1994 și categoric este depășit ca și funcționalitate. Se și vede din investițiile care au avut loc sau de fapt n-au avut loc în ultimii 6-7 ani din program național. Astfel încât acest program trebuie revigorat, este prevăzut și ca reformă în PNRR și anul acesta va fi realizat. De asemenea, proiectul de lege privind reducerea decalajelor nu a fost încă finalizat și aprobat, dar am făcut câțiva pași cele patru programe de investiții de care v-am spus, care au venit pentru prima dată prefinanțare pe acest principiu a reducerii decalajelor și al dezvoltării teritoriale. Nu în ultimul rând, provocările anului 2022, pe lângă cele care decurg din aceste chestiuni care trebuie finalizate, cea mai mare provocare în continuare rămâne absorpția fondurilor europene. Programul operațional regional pe 2022 are țintă de absorpție de 1,25 de miliarde de euro, cu 300 de milioane de euro mai mult decât în 2021. Și această țintă trebuie categoric atinsă. Iar pe anul 2023, ținta de absorpție este aproape dublu față de 2022, și anume de 2,19 miliarde de euro. Cu aceste ținte de absorpție vom ajunge la 100% absorpție pe programul operațional regional și ne propunem acest deziderat care este important pentru a putea dezvolta comunitățile locale și România. Alte două provocări sunt legate de punerea în aplicare a Programului Național de Reziliență și Redresare, atât a reformelor din acestea, cât și a investițiilor. Evident, cele care corespund domeniilor
alocate Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și nu în ultimul rând implementarea programului de investiții Angel Salini, de care este un program de investiții absolut necesar din punctul nostru de vedere, care va asigura infrastructură de bază, apă, canalizare, drumuri, racordare la rețele de gaz, valoare de 50 de miliarde de lei, în care, după cum știți, sunt depuse 7545 de proiecte, în valoare totală de 137,5 miliarde de lei și cu privire la care cel mai important învățământ de până acum, pentru mine personal, este acela că un format digital pentru accesare de programe foarte bine structurat, dar simplu întocmit, dă o șansă în plus tuturor. În Programul Național de Investiții Angel Salini, din 7545 de proiecte de investiții depuse, nu există niciun proiect care s-a depus pe bază de hârtie. Toate sunt depuse în format digital, în platforma digitală special creată, care a fost atât de simplă și bine structurată, încât toți primarii, indiferent de unde sunt și ce partid reprezintă, au ales să depună aceste cereri și documentele necesare în format digital și vom merge spre acest format digital și la implementarea altor programe de investiții, pentru că învățământul principal este acela că aceasta este ceea ce ne duce înainte. Dacă aveți întrebări, vă rog. Madalina Chiță de la Digi24. Domnul ministru, ați vorbit despre programul legat de creșe. Ați vorbit de programul legat de creșe, ați dat câteva termene, când ne-am putea aștepta să avem și prima creșă construită de ministerul cu banii pe care îi prezentați. Aici, din cele 23 de creșe care sunt în achiziție publică, unele dintre ele sunt deja validate în formatul electronic SICAP de achiziție publică. La începutul lunii februarie va fi termenul de deschidere a ofertelor depuse. În funcție de ce se întâmplă în procedura de achiziție, dacă această procedură se închide mai rapid, am putea ajunge undeva în aprilie la semnarea primelor contracte de execuție, iar termenele de execuție pe construirea acestor creșe sunt de 14 luni. În funcție de mărimea creșei, estimez că acest termen ar mai putea fi redus cu o lună, două luni, dacă vorbim de creșe mai mici, dar vom vedea în practică, strict la întrebarea dumneavoastră, undeva în primăvara, vara anului viitor, putem să avem prima creșă construită în acest program nou de construcție de creșe. Important este că noi vom continua cu aprobările de construcții de creșe și pentru alte, și în cazul altor solicitări, și pentru alte UAT-uri, nu numai municipii și orașe și comune. Rog să vă gândiți, sunt foarte multe comune în zona metropolitană a marilor orașe, unde la fel sunt foarte multe familii tinere care lucrează în centrul zonei metropolitane, dar dacă au o infrastructură de creșă în comuna respectivă, i-ar ajuta foarte, foarte mult acest lucru. Nu în ultimul rând, în PNRR avem finanțare de 230 de milioane de euro pentru acest program de construcție de creșă, adică pe lângă finanțarea națională vom putea atrage și finanțare din fonduri europene. Cătălina Matei, Agenția Națională de Presă Agenda. Domnule, puteam să vă rog dacă puteți să ne dați câteva detalii în privința programului acesta de consolidare de risc seismic, ce pași urmăriți în continuare, ce ar trebui făcut pentru centrarea acestuia în privința criteriilor și, mă rog, a programului din sine. Mulțumesc. Programul este, proiectul de lege este în circuitul de avizare interministerială. Îi mai lipsesc două avize de la două ministere importante. Suntem în discuții cu colegii de la aceste ministere pe partea tehnică. Ceea ce urmărește acest program pe scurt față de programul care este în vigoare, dar care este nefuncțional, este în primul rând să fie o finanțare multianuală.
Unul dintre neajunsurile principale ale programului actual este finanțarea națională, fiind un program creat în 1994. Astfel încât, și dacă guvernul aprobă lista de investiții pentru care se prevăd consolidare de risc seismic, până când pornește procedura de achiziție și se finalizează și termenul de execuție, este imposibil pentru oricine, astăzi în România, ca într-un an de zile de la aprobare, la achiziție și la execuție, să consolidez, de exemplu, o clădire în București, chiar dacă am vorbit despre o clădire mai mică. Deci trebuie să-l facem un program de finanțare multianuală. Includem pentru prima dată la finanțare și clădirile publice. Acum, în forma în vigoare, sunt doar clădirile multirezidențiale, adică locurile de locuințe. Includem și clădirile publice și în aceste clădiri publice sunt instituții, sunt foarte mulți angajați, adică și ele trebuiesc consolidate. Nu va mai exista o cofinanțare, practic programul prevede finanțarea integrală din bugetul de stat a consolidărilor de risc seismic, astfel încât să nu mai avem discuția referitoare la proprietarii care nu pot să suporte pentru că nu au posibilități financiare și așa mai departe. Acest lucru este legat în mod categoric de interdicție de vânzare pentru proprietar, pentru că este o creștere a valorii apartamentului prin consolidare de risc seismic, care este o finanțare de la stat. Vom avea o interdicție de vânzare, respectiv în perioada interdicției de vânzare proprietarul poate să-și vindă apartamentul, dar atunci trebuie să restituie statului cota parte din investiția de consolidare de risc seismic. Că vrem să ne asigurăm că nu se întâmplă pe piață alte lucruri și reușim să consolidăm aceste clădiri. Deci sunt câteva modificări esențiale față de programul actual, care să dea șansa repornirii acestui deziderat, care este foarte important, pentru că în ultimii ani, din păcate, nu s-a reușit datorită acestui program ineficient consolidări de risc seismic. Perioada interdicției este de 25 de ani pentru persoane fizice, pentru persoane juridice interdicția era de 5 ani în legislația actuală și noi propunem 10 ani. Care sunt cele două ministere de la care mai trebuie să mai obțineți avize pentru... De la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, care sunt ultimele ministere avizatoare pe circuitul de avizare interministerială, dar suntem în legătură cu colegii și eu cred că până în primăvara acestui an acest proiect de lege va intra în dezbaterea Parlamentului. Vorbim de un proiect de lege cu care vom merge în Parlament, nu de o ordonanță de urgență. Vă mulțumesc și vă doresc un an nou fericit și minunat. Mulțumesc.